Toamna se culeg roadele muncii în echipă. Elevii din comuna Răchiți au sărbătorit anotimpul ruginiu printr-un eveniment amplu organizat de școala gimnazială numărul 1 și de consilierul județean Sergiu Marian, profesor la școala din Costești. Festivalul Toamnei a adus împreună elevii celor trei școli din comună care au demonstrat că au talent, sunt creativi și se pricep să facă afaceri. Au organizat ateliere de bricolaj și culinare, s-au folosit de tot ceea ce a oferit toamna cu bogățiile ei, au dat frâu liber creativității și au expus obiectele pe care le-au realizat în incinta școlii din Costești. Pentru că au fost atractive, prietenii, părinții și locuitorii din comună le-au cumpărat. Așa, micii școlari au făcut rost de fonduri pentru alte activități extrașcolare. La evenimentul de miercuri au răspuns invitației președintele Consiliului Județean Botoșani Doina Fedorovici, consilierul județean Sergiu Marian și primarul Florin Bulgaru. Se spune că toamna se numără bobocii. De această dată, în această toamnă, practic ați pus dumneavoastră pe fiecare masă în parte roade frumoase și alese la care ați muncit cu drag și cu sport. Vă felicit pe dumneavoastră, pe toți copiii, în primul rând, în al doilea rând, felicit școala de aici, domnii și doamnele profesori care au pus mult suflet în realizarea acestei acțiuni. Ca la orice festival, nu au lipsit paradele și momentele artistice, susținute de ansamblul Doina Costeștilor.